Păi dar de unde știi ea cum e la cercuri? Patroana, mă întreabă lumea ce ai vrut să faci din jamboane, te-ai băgat atâta apă. Păi m-a învățat cineva, eu până acolo le băgam în sare. Auzi ce scrie leu aici, patroana. Și m-a învățat să nu se bagă apă multă, dacă nu veneai tu, ți-i cam carnea. Auzi ce scrie, bucătare, nu era balamuc, patroana, auzi și tu ce zice. Auzi, patroana, ce zice Leo? Da. Auzi că nu ești la balamuc, el te crede că ești la balamuc, auzi. Venim noi după tine, Leo, mâine. Lasă că vezi tu, Leo. Vinim... Eu să-l ducem la cercuri, că nu e în regulă de la operație. Nu, da. Că trebuie să mergem, patroana, luat-o cu toată lumea. Noi mâine plecăm toți de acasă după el, să-l ducem la cercuri. Da. Păi trebuie să mergem după el. El nu duce steagul, el și cu Alin. Nu duce steagul lui tată, duce steagul lui Sicu. Bă. Păi nu trebuie să mergem după el, patroana, că uite, Leo... Cum transmite de acolo, auzi și tu ce vorbești, Doamne. Lasă-l eu, că o să vezi, venim noi după tine și te ducem la cer. Auzi, o duce și pe Olga la cer, să o luăm și pe Olga. Nu mai mănâncă el grija și pe aia și pe aia. Să mănâncă grija lui de nevestele lui, nu se mai mănâncă grija lui Olga, mea și a Lia. Da, da, cu Leo trebuie să vedem ce facem de mâine, trebuie să plecăm după el, patroana. Da, neapărat trebuie la cercuri. Da, să-l ducem la cercuri, să vedem ce e cu acesta om. Auzi că ne așteaptă mâine să o luăm și pe Anca. Aștept mâine, aștept și Anca cu voi. Cine le nu ne așteaptă? Da. Noi nu mai ne ducem după acesta om. Ce ai găsit ca un cadă băgat la până la beciurile de la ta, la toată? Nu mai vine toată cu noi cum a venit. O vină ce nu cum o ia venit. Mă auzi toată lumea zice să luăm pe Leo de acolo, patronul. Păi ce să face om legat dacă nu vrea să vină de bunăvoie? Da, hai să-ți prieteni cu tap-tap, hai să o batem pe patroana, dați distribuiți să ajungă până la Lena. Tap-tap-tap, prieteni, dați mai departe, dați șelo, mulțumesc, aude el la Lena. Dați cu șelo, așa cum zice patroana, cu șelo, haideți cu șelo. Dați mai departe, prieteni, să mai intră prieteni. Patroana este unul care îi donează lui Leo, îl cheamă Nopri Jando. O Nopri Jando, Roma, mare ăsta. Îi mulțumim de cadouci. O Brijando, unde ești? Auzi, vine mâine, Leo, la Strehaia. Mulțumim. Îl mai primim noi în șatră, patroană. A trimis salvarea peste noi. A făcut ea lui. Da. Doamne, cred mâine pământ de pământ de reținut de la tot, la fiecare. Asta făcea tata lui, avea și el un tată. Ăla era om, tata lui. Mă, m-a făcut și el. Dar ai văzut, patroană, ar să trimite salvarea. Până cine te-am așa? Da, tata lui mă prețuia, tata lui m-a zis patroană prima dată. Tata lui mă prețuia, el nu mă prețuiește, el mă ține pe mine cu noi. Romir, bună seara! Ai, Leo, cum se iasă patroana de pe TikTok? Să iasă el de pe TikTok, că e tânăr, eu sunt bătână, trebuie să stau pe TikTok. Auzi, patroana trebuie să te ia pe TikTok ca să te știi bombar. Mulțumim, am bătut bucătare. Vreau să mai dea un fetele acolo la meci. Stai așa, patroana, pe teșnel. La cine e răuță acolo? Mă, bine, stau. Tap, 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 tap
azi și da, stop, vrei să o bați și noi pe patroana să-i luăm un jambon. Ați văzut ce a făcut azi? Unde mă gândeam, ce mai mă gândeam, patroana, nu să faci ciorbă, ce ai vrut să faci acolo? Vino mai sub, de gravi. Vino sub pe bunica ta cu 4 ani. A bătrână. Stă pe TikTok și ea. Spune-i să pleci afară. Ești afară, 4 ani, zi. Spune-i mă, lu' bunica ta. Nu veneai tu bucătare, dă te-am grăg. Doamne, cum am văzut ta, eu am vrăbat și-o făcut și aici. Păi nu știm atât de ani de zilele, cum sunt sare, cum stau aia, pune-i și gata. Ca să vezi, din cauza ta că ai trimis salvarea pe ea, nu mai știe săraca ce să facă. A făcut ciorba, a fiert odată 5 jamboane. Le-a fiert, le-a făcut zumii. Semnat. Vino cu aici, dar gândi. Să vezi pe canalul cu Tunița. Haide și la noi cu încă 3 trandafiri, fraților, pe ne bage patroana. Ia să ascultă. Haideți, haideți cu trandafiri, vă mulțumim mult. Haideți, prieteni, cu trandafiri, dați bătaie, dați ordoiul. Mulțumesc, hai citește bucătare. Cosmine, mulțumesc, mai un trandafir. Cine mai are cu trandafir aici? Haideți, 7, 6, 5. Bravo, bravo. Citește-mă mesajul bucătare. Acum totul e ordoi, da. Haideți să câștigăm și noi să luăm de jamboanele de la patran. Păi scriu aici, bine ce scriu. Haideți, vă rog, prieteni, să ieșiți, să nu mai dați niciun punct la nimeni. Hai, prieteni, da. Păi da, să văd dacă citește bucătarul, că i-am scris niște mesaje și n-a citit. Dar nu vrea. Cred că nu vrea. Pe cine faci cu noi? Nu bagă pe Nima. Pe Nima? Ia-ți, bă, pe Nima. Lasă-mă liniștit. Nu mă prima dată. Ce pică aia? Nu-l băgăm pe Leo cu noi. Eu facem un scandal cu Leo. De la tine. Tap. El se bagă cu femeia aia care vorbește dimineața la 5. Din Italia, de unde ești aia cu măsurătoarea? Nu, trebuie să intri cu aia, să vorbim cu ea. Bă, femeie, l-ai nenorocit. Cine e aia cu măsurătoarea? Aia la zăpătit. Vine nou prin Jandou. Lasă că vezi tu, Leo, mâine nou prin Jandou câtă țigănie după tine acolo. Venim noi după tine. Păi nu trebuie să ducem la cercul, patrona, nu e regulul. A băgat, cred că el a băgat la jamboane apă. Cine e mai la jamboane, n-are gând de nimic. Auzi că vine el după noi, auzi să ne ducă la cercul. Tap, prieteni. Uite-și patrona, tap. Haideți, prietene, haide cu tap-tapul. Gata, știi că haide că m-am săturat de patrona. Patrona, vedele. Leo, în această prezentare, acum vorbim foarte sincer, vreau să-ți adresez și eu niște întrebări. Așa cum toată lumea a văzut acel incident cu patroana, cu salvarea, că ai trimis salvarea la patroană. Deci am rămas toți șocați. Nu uimiți, șocați toată lumea. Vorbim foarte sincer, uite, mie și lui Alin, ne teamă să nu cumva să mai urmeze și alte surprize neplăcute din astea. Deci acum, Sică, dacă tu vrei să ne spui... Te rog frumos, lasă-mă în pace, am crezut că tu mă înțelegi. Așa. Deci mama chiar e nebună. Așa și trebuia să deci procedeze așa. Deci păi îi fac un bine. Îi faci un bine, spitale, trebuie tratament. Păi dacă... Are probleme cu nervii, stâcă. Păi... Tu nu știi ce înseamnă asta?
Există multe persoane care au probleme cu nervii. Și dacă nu le duce nimeni la spital, ce fac? Și dacă îi bagă medicamente de la acelea puternice bagă și... medicamente pentru că îi bagă tratamente. E bine dacă îi bagă medicamente. Păi Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva. Păi ce se întâmplă? Băi, țigarii, dacă se întâmplă ceva, dacă îi face tratamentul? Hey. Nu se întâmplă nimic, îi face tratament psihiatric. Pentru că dacă cineva are probleme cu nervii, și ea chiar are probleme cu nervii, nu e normal. Pe mine mă sună în fiecare zi dimineață, să fac aia, să fac aia. Păi am și eu 50 de ani țică. Ne-am speriat foarte tare. Are... Oricum, îmi pare foarte rău că n-a luat-o salvarea. Adică îți pare rău că nu... Îmi pare rău că n-a luat-o. Că n-a luat-o? Până astăzi făcea tratamentul și mai revenea. Și mai revenea. Nu știu ce să mai zic, dar noi ne-am speriat foarte tare. Ce să mai zic. Am înțeles. Deci promite că nu o să mai urmeze, Selica, alte deci, și alte... Deci, prieteni, vă promit că nu o să mai urmeze cu mama, cu patroana, dar o să urmeze cu Anca, cu sora Lucie. Doamne ferește, lua mar... Mă, Selica, super. Mă, cum să faci așa ceva? Eu zic, păi, țigănește, păi, țigă... Cum? Lasă-mă să... Dacă pleacă Anca de acolo, dacă se duce, dacă lipsește măcar 2-3 zile, Selica... Aoleu, rămâne casa singură, nu? Păi cine mai are grijă de nepoții? Cine mai are grijă de casă, de acolo? Lasă, Selica, lasă-ne cu vrăjeala asta și tu, că nu are ea grijă de... Au părinți și copii, nepoței. Așa? Să le crească mamele lor, tații lor. Păi dar cine să crească mamele lor? Dar nu mai spune că crește ea, că nu-i crește. Așa? Da, e nu-i crește. Păi atâția ani de zile se păi are treabă să măture curtea. Să măture curtea. Atât, nu? Păi... În rest nu face nimic. Păi poate să fac. Bine, lasă să audă și treaba Anca. Ei. Să audă și Anca vorbele astea și după aceea să vedem ce zice. Și vă dă afară din casă. Păi nu-i vorba de asta, dar să vedem acțiunea ei. Ioane, dă și mie niște apă minerală de pe terasă de sau acolo. Să vedem acțiunea lui Anca, ce zice ea. Că nouă, nici nouă nu ne place acum. Nu? Acum să o gândim pe aleaptă. Atenția ani... Tu, în timp ce te distrai cu fetele, ea a stat acasă și a avut grijă de casă, nu? Păi nu te râde, Selica, vorbește în fața lumii, zi adevărul nu, care nu, e. Nu, și de ce râd? De ce? Da, prietenii poate să înțeleagă că trebuie să te duc și pe tine cu ea la Valamuc. Cum, mă duci? Uite, Aline. Aline, ce ți-am zis ție? Auzi păi că mă trebuie cum? Să mă duc și pe mine și pe Anca acum. Păi băi, știi că e problemă cu nervii, dacă omul are probleme cu nervii. Hai. Și eu dacă am probleme cu nervii să mă duce, dar eu am post. Așa. Eu chiar am pus, când am pus la pușcărie, acum m-am dus la psihiatrie și mi-a dat tratament. Așa. Eu am pastile la ora actuală de psihiatrie, nu mi-e rușine. Auzi, dar nu sunt nebun, nu înseamnă să fii nebun ca să te duci la psihiatrie. Păi și cum se ridică? Mă duci pe mine și pe de exemplu, acuma. Oamenii de afară, mulți se duc la psiholog. Da. Ai înțeles? Și de ce nu mergem și noi la psiholog, la psihiatru, la... Sunt tot medici. Sunt oameni. Păi și cum acum? Vorbesc și eu și Anca sau... Da, și tu zici că trebuie să te duci. Pentru că ai stat o perioadă singură, ai stat foarte mult. Așa? Și trebuie să te duci și tu. Trebuie să mă duc și eu. Păi, dar așa tu simți că trebuie să mă duc? Pe cuvântul meu zic că de nu simt că trebuie să te duci. Trebuie să mă duc, da? Chiar trebuie să te duci. Pentru că ai probleme cu nervii și tu. Da. Dar zic că nu înseamnă că trebuie să vină. Noi dacă auzim că mergem la spital și ne gândim gata, doamne, la nebuni. Nu, nu are legătură. Doar mergem, luăm un tratament de acolo și venim acasă. Mă, Selica, măcar să ne anunci pe noi înainte, nu s-o faci iară pe... De exemplu, să trezească Anca, hai să zicem acum, să trezească cu salvare la poartă, că, domne, hai la Balamuc. Tu îți dai seama ce șoc, cum a primit și patroana? Ce înseamnă aia? Să faci așa ceva, Selica? Tu chiar, sincer acum, tu chiar nu-ți mai pare rău de Anca deloc? Da, sincer acum. Sincer. Pentru toată lumea care se uită la noi acum. Așa. Vreau să vă fac să înțelegeți pentru totdeauna. Și oamenii care se uită la noi și panii ei lui Anca, zice, poate eu greșesc că vreau să duc la Balamu. Așa. Dar dacă ea are probleme, prieteni, nu-i fac un bine că o duc la spital? Eu. Nu-i fac un bine? Pe ce auzi? Vrei să mă trezesc? Păi și ea singură, dacă are nevoie, dacă avea nevoie păi de așa ceva... Oamenii ăștia care sunt dile. Așa? Ei să cred ce mai deștepți. Ai crezi ca tine, de exemplu. Te vezi ce mai deștept. Ca mine, da. Păi chiar îmi pare rău, prieten, că râd, că eu mai și râd, că nu pot să fiu altfel, serios. Așa? Dar chiar vorbesc serios. Aha. Pentru ei care au probleme cu nervii, dacă mă trezesc o dată că vin și mă moară în somn.
persoanele astea. Maranca vreodată în somn. Păi, dar de ce zici că nu urmă Maranca? Și dacă mor, mai mă interesează ce spui tu după aia? Da. Da, o să spui tu, a, domne, am ajuns la vorbele lui Leo. A. Păi, da, vezi? De ce nu? Eu evit treburile astea. Păi, da, eu am bază în Anca, că e în toate mentalitățile de gândire, gândește chiar exact cum trebuie. Nu are un coeficient de gândire, ai văzut cum vorbește cu fanii ei, cum îi respectă, cum vorbește cu ei. Fică, asta așa nu contează, că dacă vorbești cu fanii frumos, ești sănătos la cap. Da. Ai înțeles? Unde vorbește cu fanii? Cu mine nu vorbește frumos. Păi dacă nu vorbește, păi nu mai văd. Aduce aminte de necazurile care au fost de-a lungul anilor de asta. Nu știu ce. Și... ai văzut, ea își vede de treaba ei, mătură prin curte, face curățenie, ajută pe acolo ce trebuie de făcut. Da, nu are nicio treabă. Da. Așa că dacă nu are nicio treabă, nici cu tine nu are treabă, că de exemplu, cu ce te-a deranjat să vorbească sau, nu știu, s-a vorbit curând sau ce? Că mai vorbește ea așa câteodată. Dar... domnul știe că vorbim despre comportament. Așa. Ea nu vrea să fie forțată, Leo. Ea vrea ca lucrurile, dacă e vreodată vreo împăcare, să vină totul de la sine, așa. Nu forțat. Deci asta e tot. Știi că eu nu sunt de la... să stau ani de zile să aștept. Eu gata, repede! Păi nu mai e așa stelică cum erau, păi gata pe timpul bunicul meu. Repede, gata, repede. Nu, nu, așa ceva nu faci, nu faci niciodată. Trebuie să dureze câteva luni, 4, 5 luni de zile, 6 luni. Eu o cunosc foarte bine pe Anca și atunci vedem dacă se poate ceva sau nu. Înțelegi? Dar acum depinde de tine, dar până atunci să nu cumva, să ne-ai promis să nu faci ceva, să faci vreo una din aia care nu ne așteptăm. Așa cum ai făcut cu patroana. Hai că cu patroana, ce ai făcut, ce n-ai stai făcut? Stai puțin, da. Unde ești, mă, frate? Păi m-ai lăsat așa, Costi. Păi da, mă, nene, dar m-ai lăsat așa. Nu am mâncat, ai vizut-o mai bine. Ioane, ce faci? Nu. Ce faci, Ioane? Ce faci, Ioane? Ce faci, Ioane? De pom. Ce faci, Ioane? Vreau țigări la Iuca. Ce să facem, Ioane? Hai bine, mai duc și mie aia și vii să mai vorbim mai aici. Nu m-am împăcat. Dragi prieteni, lasă, zice, trac, lasă. Continuăm. Continuăm cu... hai că primezi un bloc cu stică. Zimbi, te aștept aici, hai. Această prezentare foarte interesantă pentru toată lumea. Făcui ceva frumos. Ce? Abanai? Mâncare? Nu, curățenie. Despre ce? Ce ai putea să faci? Curățenie, mașina curată, spălată, urmantă. Nu poți să crezi. Ne. Deci pe unii nu poți să crezi. Sunt băiat deștept. Bine, hai, bea un par de apă. Da, apă, da, de acolo. De unde? Că nu mai e. La fratele meu. Nu mai e acolo. Are. Dă eu lui Leo să bea el. Dă-mi-o, mă, hai zi, du-te, Doamne, mă, ajută. De aceea, cum să Doamne te dă de el? Spune, Doamne, ajută! 20 de grame la sarmale, mai fără să beau și eu. Care să mănânc? Când mănânc, mă întreb la sarmale, ce nu mai sunt? Când dau cu lingura în capac. Tu ai 1000 de sarmale, ia. Așteaptă-o, mai târziu, cum beau și eu la sarmale, bei și tu. Când te-ai dus la cumpărături, băuși bere. Îți dau bani să iau bere. Păi bani băut. Câte o bere? Mai mult de 2 lei? 2 lei, ce dă-ți? Cât? Nu e 2 lei, ce dă-ți? 3 lei? Mă, câte o bere? Am dat 350. Hai zic la oamenii ăștia de pe TikTok să-ți dea donație de bere. Doamne ajută! Băi, păi de unde ai mai băut iară, Doamne ajută? Vreau să-i băgați la Leo de la Srehaia și el mă ajute pe mine personal. Băgați-mă cu de la TikTok, dar cum îi spunem că nu ne vede nimeni? Băi, de ce nu spui, mă, când sunt în live? Ca să-ți bage lumea ție. Măi, Ioane, mă. Păi nu știu ce voi faceți. Da, dragi prieteni. Ce facem? Stai puțin, Sica, că mai am puțin ca să revină. Tu mai ești mare. Nu, oprește.
Că nu, nu-i voie. Da, Moselic, ia zi, planul tău de viitor să fie o înțelegere. Casa e foarte bună, vorbesc foarte serios, Serică. Deci a rămas toată Strehaia uimită și șocată de acțiunea pe care ai făcut-o cu patroana. Vorbesc foarte serios. Fără glumă. Deci, promite că o lași pe Anca în pace și nu faci ceva, un lucru în care să ne șocheze. Vorbesc serios acum. Și cum să o să nu cumva să faci ceva asemănător ca cum ai făcut cu patroana. Bine, și că spun ție de acum. Ce? Stai puțin. Și tu promite ce? Că o să mă înțelegi când vreau să o ducem sau când vorbesc cu doctorii să vină să o ia, că ești de acord cu mine să o ducem pe Anca la spital. Dacă va fi nevoie pe parcurs, voi fi de acord cu tine, bine? Pe cum dacă va fi nevoie? Și cum îți dai tu seama? Păi nu, dacă va fi nevoie. Și cum îți dai tu seama că va fi asta nevoie? Asta vedem noi, după acțiunile ei. Bine? Și că n-avem cum așa. Păi n-avem cum, pe ce vrei, Serică, să chemăm salvarea să vedem dacă Anca are nevoie sau nu. Asta vrei? Păi nu se poate așa. Vedem noi pe parcurs. Lasă-o pe Anca, că asta e metrie lui Anca. Ce metrie? Când o vedea Anca salvare la poartă, tu îți dai seama ce ia atunci? Da. Nu, Sica, aș vrea să fii de acord cu mine, să înțelegi și tu. Că îi faci un bine. Da. Lasă că deocamdată n-are nevoie de binele ăsta, Serică. Te rog eu frumos. Să nu cumva să facem așa fel vreo surpriză. Măi, ți se pare normal pe păi bune? Păi sun, să nu cumva să sun pe ascuns, spun direct. Înțelegi? Da. Lasă, gata, acum, ai avut ce ai avut cu patroana. Lasă-o pe Anca, pentru că și ea a suferit destul. E destul de chinuită, destul de necăjită, Serică, nu-i ajunge? De ce e destul de chinuită și țică și necăjită? Mănâncă și bea toată ziua, s-a făcut de o tonă, n-ai văzut? Mănâncă și bea Anca toată ziua. Mănâncă și bea țuică și... Și spun eu că de-abia dacă mănâncă o dată pe zi, nu mă cred. O dată pe zi. S-a îngrășat Anca, s-a părut ție? Dar trage ca mândrulica. Ia. Da. Bea tărie. Bea tărie, haide, nu mai bea whisky și de-astea, țuică. Și eu n-am văzut niciodată. Călincă. Ai văzut tu? Doamne ajută să fie sănătoasă, Serică, dacă e sănătoasă, dar comportă, bine că e cu minte. Au spune-o, cum se comportă cu mine, îți place? Da? Cum se comportă cu mine? Bă, Leo, într-adevăr, nu-i frumos. Dar acum trebuie să o înțelegem și pe ea, că putem, ne putem închipui că nu o să fac așa la infinit. O să mai dureze perioada asta de câteva luni de zile, să vadă și ea comportamentul tău și după aia se va schimba toate. Eu așa cred. Acum, înțelegi? Mai ai și tu răbdare. Câteva luni de zile, până se mai adaptează și ea cu tine, mai vede și ea comportamentul tău și atunci vorbim, vedem. Nu trebuie să te grăbești acum, să iei o decizie din asta în care să fie greșită. Deci, ce să mai zic? Eu zic așa e bine. Înțelegi? Eu zic așa e ceva e bine, să stăm de vorbă noi, să stai de vorbă și cu Alin, să-l convingi, să o ducem pe Anca la... Să o ducem la spital. La Paramuco. Păi tu îți dai seama ce va ieși, Serică? Băi, zic că ce va ieși, contează ce va ieși, contează că îi faci un bine. Păi... Îi faci un bine, prieten, chiar îi faci un bine. Păi să face de râsul lumii. Păi mai contează de râsul lumii dacă femeia are probleme cu nervii? Lasă-o, Serică, așa. Tu pe voi vă interesează să nu se facă de râsul lumii? Băi, și că băi... Și să o lași așa și să nu, păi nu ai treabă cu ea. Tu dacă ești bolnav și ai probleme cu nervii, cum adică să spun nu, că a avut țiganii? Și să rămâi așa bolnav toată viața ta? Da. Doamne, și ceva, să omor lumea pe stradă? A. Măi, și că mă vezi că nu gândești bine. Pă bune, vorbesc acum, gândește și tu românește, nu țigănește. Păi dacă ca ea țigan, românește, gândesc. Exact așa, ca țigan, las-o altă. Ascultă-mă, întrebăm publicul. Dacă publicul ne trimite mesaje și ne spune că Anca chiar are probleme, aștept răspunsul publicului, ceea ce nu cred niciodată și eu am toată baza. Am toată baza în Anca
Anca nu are nevoie de niciun fel ai de tratament. Ai toată baza în Anca, lasă și tu brăzeala, nu mi-ai pune parte lui Anca, că trebuie să duce la Valamuc. Duce la Valamuc. Da. Seara cumva să sunt tu pe furiș. Păi și cum să nu știu? Păi promite Serica că nu sunt, păi, da marba mai lasă ce două, trei ceea ce mi-e Vaselic. Pe toate le duc. Pe toate. Le iei la rând. Dragi prieteni, sper să nu se mai... Sper să aibă și el, să țină și el cont de... Singura problemă, nu cont, am ținut cont și de mama ca să nu duc la Balamul la Severin. Așa. O duc la București, unde am mai fost la doctor. Așa. S-o interesez acolo. Dragi prieteni. Și pe Olga și pe Anca. Chiar au probleme cu nervii, prieteni. Au probleme cu nervii. Dragi prieteni, toată lumea, trimiteți mesaje cei ce o iubiți. Și o susțineți pe Anca, aștept mesajele voastre, haideți toată lumea cu mesaje, urmăriți canalul de YouTube, Sică de la Strehaia, stai puțin să mai zic pentru ceva. Noi detalii, că mi-e frică tare. Sică, stai puțin să mai zic ceva, pentru toți panii noștri și pentru toată lumea, aș vrea să mă înțelegi și pe mine, prieteni, pentru că Sică-i pună parte, dar nu procedează bine, Anca. Așa? Pe bune, spuneți și voi lui Anca, nu procedează bine. Gen, pe mine mă vede ca cel mai mare dușman al ei. Ia. Ia mă vede că vine ca un dușman. Păi trebuie dus, să-și facă control la cap. Nu te vede ca cel mai mare dușman, dar de fiecare dată ți-a văzut defectele cu fetele. Lasă-mă cu defectele cu fetele, sică. Dacă era șmecără, ia mă luam, mă făcea să mai mă duc la fete. E, nu mai spune că din mai eu sunt de vină. Da. E, vezi, îmi plac mine și mie cum îți plac și ție. Ea a zis de fiecare dată că ai părăsit-o 20 ceva de ani și asta e toată chestia. Nu e țică că nu am părăsit-o 20 ceva de ani. Că nu am lăsat-o și am plecat și am lăsat copiii pe străzi, cum spune lumea. Da. Nu, eu am fost tot timpul alături de copiii mei. N-am fost alături asta, de copiii. Asta, da, știu și eu. Păi... Asta, într-adevăr. Păi lumea spune că a crescut copiii, dar pe banii cui a crescut copiii? Pe banii mei. Eu am fost alături de copii. Da, într-adevăr așa e. Și, de aia, da, și în primul rând, dragi prieteni, dacă lipsea un weekend să nu vină acasă să Strehaia în comunitate, sâmbătă sau duminica, weekendul viitor venea. Acum, weekendurile astea, de acum nu mai mers acasă, dar eu mergeam în fiecare weekend și toate sărbătorile care erau, veneam și mă duceam acasă. Da, stăm toate gagicile, toate alea și mă veneam acasă. Da. Toate weekendurile și toate... Asta e foarte adevărat, dragi prieteni. Aveți perfectă dreptate. Are perfectă dreptate aici. Deci, sărbătorile... Uitați, dar nu sunt nebun, dar chiar dacă spun că vreau să duc la spital, pentru că are probleme cu nervii. Lasă, dar nu numai aia. Și sora mea, Olga, și mama. Și problema e că stau să mă gândesc. Lasă-ne așa cum sunt. Că și Luci s-ar putea să aibă probleme la cap. A. Serios. Sora ta. Da, sora mea. Lasă-i așa cum sunt, Serica, deocamdată, până băi, trec omule, sărbătorile. Dar vrei să vă trezesc că mă omoară într-o zi, toate ori Anca, ori Olga, ori mama? Garantez eu pentru ele, că nu te omoară. Lasă-mă cu garantatul, nu mai mă garantez eu, Sică. E vorba de viața mea. Păi ce, cine doarme cu mine în casă acolo? Că tu nu dormi, până vii tu nu mă încălzește cu nimic că mă omoară pe mine. Dragi fete, încheiem transmisiunea de acum, pentru că nu mai am cuvinte. Sunt așa, am rămas derutat. Nu știu ce să mai zic. E aici de față cu voi, Leo. Și vom continua pe parcurs prezentările, că am înțeles că mai rău generăm. Mai rău generăm tot și așa că oprim aici. E mai bine așa. E mai bine așa pentru că Leo văd că nu știu, nu avem niciun fel de înțelegere și asta e, așa că încheiem aici această prezentare. Nu știu ce ai de fapt. Adică tu ești copilul nostru? Ia uite pe Dileaua. Hai să salutăm publicul și ne auzim la următoarele prezentări. Și eu vă salut cu mult respect, dragi prieteni, încheiem această prezentare aici, cu mult respect față de voi. Vă invit să vizionați întotdeauna canalul de YouTube Sică de la Strehaia. Vă mulțumesc frumos! David!